Hei, salutare dragilor și bun venit la un nou episod din Minecraft CoFG. În acest episod recunoaștem aici instalația pentru săteni pe care am făcut-o. În acest episod o să aducem sătenii de jos de tot și să-i punem aici în găurica aceasta, pe 5 dintre ei, fiindcă nu avem mai mulți, deoarece unul va trebui să stea în acest loc. Ne aducem aminte puțin ce am discutat. Aici va sta un sătean care va activa un sat cu 6 uși aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și ceilalți săteni vor intra în această mică găurică. Ei acolo se vor înmulți și când se înmulțesc pe acolo, îi duce apița pe care am pus-o atunci și pică fix în gaura aceasta. Hai să intrăm puțin să ne uităm. Uite, hai să punem și o lumânare aici și una aici, că nu strică cu nimica. Așa. Și dacă ne uităm aici, aici vor țopăi sătenii în acest loc și când pică aia mici o să fie împinși în aceste găurele și ajung aici. Ei aici nu au apă, avem semnul acela, aici este aer și nu o să se nece. De îndată ce s-au făcut mari, se ating cu capul de această suprafață de aici de apă și vor crește, se vor urca și vor urca și mai mult și mai mult și mai mult și vor fi împinși acolo. Acolo eu nu vreau să intru, să vă arăt, fiindcă o să pică acolo unde am văzut că sunt aia cu picioarele și nu vreau să stricăm prea mult instalația asta. Stai să ies de aici așa cumva. Bun. Ei, și în spate aici am pus un... Ia să umplu și eu asta. Să fie mai frumos așa. Și aici, și aici. Bun. Așa. În spate aici avem un dispenser care scoate și bagă apa de la picioarele sătenilor care produc. M-a întrebat și un fan, m-a întrebat pentru ce avem nevoie neapărat de dispenser. Dacă vrem să oprim instalația să nu mai producă săteni, putem să o oprim de acolo, adică există două variante. Ori producem într-una săteni degeaba și după aia trebuie la un dat să scăpăm de ei, ori putem să oprim și instalația complet. De asemenea, ei nu o să aibă cu ce să se mulțească dacă nu au n-au mâncare pe ei. N-au mâncare în inventory. Dar dacă vreau, de exemplu, să nu se mulțească și să mai economisească din acea mâncare, pot să apăs pe acel buton. Și eu prefer să am o metodă de a îi ține puțin sub control. De asemenea, mai există încă o variantă de la această arhitectură a instalației, și anume, dacă îl scot pe acest săten care va sta aici, pot să-i fac un mecanism cu niște șine de tren și așa, și să-l scot, să-l duc undeva mai încolo, să nu activeze aceste 6 uși. Dacă satul acesta nu este activat de acest săten, toți aia nu se vor mulți, de aceea avem nevoie de acest săten, cum ziceam. Și hai să vedem cum ajung eu pe cel mai scurt drum spre sătenii mei, fără să-mi rup prea mult picioarele. Da. O să fie cel mai complicat, o să fie de dus acolo, sus de tot. O să fie puțin mai dificil, fiindcă o să trebuiască să folosesc multe șine, mult, cred că din cobblestone o să fac drumulețul. Și hai să mă duc să fac drumul. Cred că o să-l duc pe aici. Să urce pe aici șinele. Până jos de tot și hai că mă duc până la ei. E bine. Hai că mă duc la ei să vedem cum sunt și pe aici. Tânc. Așa. Mai am un drum pe aici. Auzim un zombie care a luat niște pânză de la un păianjen. Bun. Pe acolo. Aici. Și îi aud. Super. Au. Aici sunt ei.
Hai să văd cum îi separ mai întâi. Va trebui să îi separ puțin. Așa, și de separat, cred că o să-i separ așa, împingându-i într-un colț, pun o șină de sub și el intră în vagon. Și el intră în vagon. Bun, super. Și el stă acolo cu minte. Același lucru fac și aici cu acest colț. Pam, pe tine te bag acolo. Și un vagonaș. Ah, bun, l-am prins pe ăsta alt. E bine și așa. Pam. Dar nu vrea acum. Ia dă-mi vagonul înapoi. Așa, și te prind pe tine. Tu stai cu minte aici. Pam. Așa, bun. Hai că l-am prins. Bun. Încă unul. Și așa o să fac cu toții, dar mai întâi și mai întâi, înainte să-i prind pe toți așa, o să vreau să... Stai să o stupăm înapoi. Așa, o să vreau să fac traseu cumva. Și aici va trebui să blochez. Hai să mă gândesc cum fac traseu. Că acesta va fi cel mai întortocheat, cel mai dificil. O să... Deci e clar oricum că o să... Nu e bine așa. Aici așa. O să sparg toate scăricelele astea. Așa. Deci pe toate, toate, toate. Și o să pun șine aici. Și pe aici o să mă chinui să-i împing. O să fie puțină distracție. Și... Da, acesta va fi traseul. O să ia foarte multă vreme acest traseu. Presimt că o să ia câteva ore bune. Și ca atare, hai să vedem cum accelerăm procesul de a crea acest traseu. Și zbuf! L-am accelerat! Yay! Am creat tot traseul. Mai am depus niște șine. Sper să-mi ajungă. Așa, așa. Ah, hai că ar trebui să îmi ajungă. Bun! Huh! Mult. E distracție, e drăguț. Bun, dar acum avem primul sătean unde trebuie să intre aici. Avem deja traseul făcut. Hai să mergem pe traseu până jos de tot. Deci ăsta vine aici. Așa. Pe aici o să trebuiască să împing. Mai întâi pe 1 și după aia pe restul. Ia să vedem. Pe aici. Așa. Aici vine în jos. Până la acest nivel. Deci acolo mai sunt câteva scări. Că am ieșit într-un fel pe aici, prin perete. Ia stai că ar trebui să sparg și pe astea să nu se lovească ăștia. Și pe asta. Și pe asta. Așa. După care venim pe aici. Și am ajuns la ei. I-am închis înapoi acolo bine, dar acum trebuie să văd cum îi închid de tot. Ia să... Ce mai am nevoie? Mai avem nevoie de... Ah, nu, doar să închid. Hai să închid repede. Și am reușit să închid pe toți, fiind doar 4 colțuri. Pe ăsta și pe ăsta trebuie să-l bag acolo. Și... Hai să vedem cum scoatem noi primul sătean. O să încercăm să-l scoatem pe acesta. Pe aici, asta așa. Asta aici și asta așa. Nu e bine. Asta aici așa. Nu! Uf. Treci tu înapoi. Așa, pe tine. Nu, ești de acolo. Aici, așa.
să-l scoatem pe ăsta aici așa. Ia, ieși? Bun. Unde te duci tu? Hai că nu faci nimic rău. Ești cu minte? Tu stai înapoi? Așa. Ia să vedem. Uite, cum ziceam, am închis și aici. Și... Nu, 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 stai aici. Ia să-mi iau ceva. Tot asta. Și să mă duc să mai fac încă o dată un test și după aia să le împing și pe ăsta. Așa, și am verificat încă o dată să vedem să nu se lovească nicăieri cu capul. Dă-te înapoi. Înapoi. Așa. Și, hai sus. Tânc, tânc. Bun, și sus cu tine. Yay! Și acum stai și împinge-l. Așa. Trebuie să am grijă dacă se dă înapoi, trebuie să am grijă să nu... Să nu îmi scape. Că altfel l-am împins degeaba atâta. Mai? Mai? Hai! Încă un pas? Încă un pas? Încă un pas? Super! Încă un pas? Ia stai tu cu minte acolo. Gata. Dacă e să pice, să nu pice prea mult. Că altfel se dă pe dărdeluș până în bază. Și tot așa până sus. Hai, încă puțin. Încă puțin. Nu! Nu! Bun, și din nou suntem aici, dar hai să scăpăm de ploaia asta. Unde-i patul? Unde-i patul? Unde-i patul? Aici-i patul. Cum ajung eu acolo? Stai să sparg aici o șină. Să scăpăm puțin de ploaie. Așa. Bun. Și hai să vedem cum îl băgăm pe acest sătean în locul lui. Uite, aici va trebui să... Vezi, am uitat să pun asta. Pun aici și aici. Ca să nu poată ieși. Acum pun un slab. Așa. Aici. Și acum pot să... Nu! Nu, 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 nu! Stai tu cu minte aici, a? Stai cu minte acolo, da? Stai cu minte acolo. Nu pleca. Bun. Așa. Hiu! Mi-a dat emoții. Așa, bun. Și... Acum trebuie să... Termin... Să continui... acest drum pe care l-am făcut pentru ceilalți 5 săteni și să facă, să-l duc încât să-i arunc acolo în apă. Și pentru asta da, trebuie să mă gândesc cum exact să fac. Trebuie să vină în orice caz în coace. Bun. Și nu. Așa, și așa. Nu e prea... Hai că fac și-o ca tine. E prea... Cred că e prea... abrupt? Nu. Haideți că o gândesc eu cumva. Și am făcut-o în felul acesta. Am dat-o mai așa să vină până aici. I-am încadrat pe ăștia de jur împrejur. Hai să pun... Mie mi-e frică puțin de colțurile astea unde... teoretic este un colț, uite cum e ăsta. Așa. Și cu ăsta. Aici teoretic e un colț, n-ar trebui să poți să treci. Dar în Minecraft știm că sunt foarte multe glitch-uri și mie să nu scape vreun săteam prin găurica aia. Așa că mai bine astupăm, că avem la cabăl o grămadă. Vagonașul o să vină încoace în acest colț. Și
Când îl sparg, o să pot să-l împing pe sătean în această găurică. Dacă pică aici, pică în apă. Dacă pică acolo, pică tot în apă. Ceea ce este un lucru foarte bun, nu ne deranjează cu absolut nimica. A, și să, evident, să continuăm șinele. Și să mergem după ei. Uiii! 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 Tung, 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 tung. Uiii! Hai că poate mor în stilul ăsta. Așa, și hai să-i urcăm și pe ăștia. L-am pregătit pe ăla deja. Și cred că cel mai bine îi scot unul câte unul. Uite, pam, tu ieși. Du-te unde vrei și te vei opri. Te vei opri aici. Așa. Următorul să fie ăsta. Țac. Hai, ușor, ușor, ușor. Așa. Tu te oprești acolo cu minte. A, uite cât loc ți-am lăsat. Următorul să fie ăsta. Așa. Mai punem încă o proptea. După care ăsta. Ce-ai făcut? Ah, lasă că stă bine acolo. Și celălalt bibliotecar. Și hai, cu toții sus. Sus, sus, așa. Lăsă să sparg aici puțin. Bun. Voi doi sunteți cu minți? Nu, uite, tu nu ești cu minte. Dimi vagonul, uite vagonul, așa. Nu, aici, așa. Țac. Țac. Și? Țac. Bun, și acum ar trebui să pot să-i împing pe toți. Ia, hai. Hai cu toții. Dic. Încă o treaptă. Și încă o treaptă. Și încă o treaptă. Hai, încă puțin. Încă puțin. Așa. Nu, nu! Bine, hai că-i duc pe ăștia patru. E mai complicat decât mă așteptam. Am mai fugit unul. Bine, hai că-i duc 3 deodată și 2 deodată, da? Hai, încă un pas. 1, 2, 3. Hai că sunt toți 3. Nu! Am mai fugit unul. Stați voi cu minți aici, a? Nu! Cum să-i blochez eu aici și să poți să vin și cu ceilalți? Hai că încercăm ce... Da, nu, că nu merge. Am crezut că iar mi-a scăpat unul. Ce îmi place să lucrez cu săteni? Cât sunteți aici? Cât sunteți? Amândoi? Amândoi. Bun. Și după mulți, 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 mulți ani, mulți ani, mi-a crescut și barbă, mi-a ieșit per albi, am reușit să
Am reușit să... I-aduc pe toți câți? Pe toți câți? 1, 2, 3, 4. Ce să punem asta la loc? Tânc. 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 Am reușit să... Nu! Hai să mai mâncăm ceva. Așa. Și încă un pas. Încă un pas. Așa. Încă unul. Bun. Încă unul. Bun. Super. Deci dacă iar îmi pică, suntem deja experți. A, bun așa. Hai să vedem. Sunt toți trei. Pe doi am băgat deja. Ia să... aici așa. Deci pe doi vedem deja aici cum sar. Și avem trei săteni. Ia să intru eu aici puțin. Și... pam! Ok, și tu în apă cu tine. Bun. La fel. Pam. Și tu în apă cu tine. Și tu. Pam. Și tu în apă cu tine. Bun. Da. Am reușit. Am reușit. Acum ar trebui să-i hrănim. Dacă nu sunt hrăniți, nu... nu se reproduc, dar... înainte de a-i hrăni, trebuie să activăm și satul. De să punem ușițele. Așa, și punem ușițele, cum ziceam, aici, așa. Deci, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo! Nu-i bine. 3. Bine, aici. Super! Așa. Și apune soarele. Hai că va trebui oricum să iau și de mâncare. Am pus ușițele și va trebui doar să-i hrănim ca să facem baby săteni. Am adus și de mâncare, am adus 4 stecuri de morcovi și 3 de cartofi. Și să-i hrănesc. Control Q, Control Q, 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 Q. Bun. A, și bun, super, inimioare, vedem, dacă vedem inimioare, este un lucru bun. Înseamnă că funcționează totul. Yay! Ce mă bucur. Deci totul funcționează, nu mai avem nicio problemă acum. Trebuie doar să crească mulți, mulți, mulți săteni. Și vedem dacă apăsăm aici F3 la entități. Da, nu pot să mă iau după asta că mai sunt... mai sunt caracatițe pe jos, cred, prin apă. Ar trebui să vin cumva în direcția asta? Nu. Dacă fac așa, în niciun caz. Ați auzit? Ați auzit? A fost un... mai subțire. Ha, l-aud. Ia. Avem un mini setan? Cumva? A crescut deja un mini setan? Uite-l! Primul nostru setan de pe această lume, creat prin reproducere, este ăsta micu. Și când se face mare, după cum vedem acolo, el are aer, după cum am explicat, când se face mare, se duce pe acolo și se întâlnește cu toți ceilalți. Hai să vedem să nu fi pus prea multă mâncare. Nu cred că există așa ceva la săteni. Nu, n-am pus prea multă mâncare. Nici pe partea asta, nici pe partea asta. Bun. Și tot așa. Și acum o să meargă ciclic și o să meargă în permanență ferma noastră. Fabricuța. Nu vrem să picăm acolo în niciun caz. Dar o să pot să ies pe aici. Pe aici. Ține minte că am tot ieșit. Nu! Hai, gata. Așa.
De să și astupăm. Ce mă bucur! Super tare! Deci avem și primul mini-sătean. Eu o să arăt toate schelele astea, tot cobblestone-ul și tot, o să fie frumos. Asta o să o fac între episoade. Stai să închidem și imaginea de debuguire. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă a fost o muncă colosală cu urcat sătenii, cu adus sătenii, cu du-te înapoi după ei că au picat pe lângă tine. Chiar dacă a fost o muncă colosală, mi-a plăcut foarte mult și sper că și vouă v-a plăcut atât de mult. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe. M-ar bucura și asta foarte mult. Foarte mult m-ar bucura. Și vă urez o zi mirifică. Numai bine, pa, pa!